Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Pe la ora 5 și jumătate am fost la unul din magazinele anticariatului Târgu Cărții, este cel de pe Magheru. Comandasem de dimineață online o carte și care este aceasta și o să vă spun ce m-a apucat cu ea. Așa că, pe lângă faptul că am cumpărat și alte cărți, am remarcat că aproape toată încăperea era plină de comenzi online. Chiar am și am ce zis tinerii de la ghișeu, uite mă ce zic că ar trebui să cumpăr și eu acțiuni la anticariatul ăsta. Și, probabil că e ăla, Valentin Dei, sau cum îi zice, pe ăsta cu, nu Dragobete, Dragobete în varianta americană, sau cum îi zice, probabil că își cumpără de la anticariat cărțile, cumpără iubite. Ce m-a apucat de a-mi comandat această carte? Am comandat-o în primul rând pentru că eu nu am în bibliotecă, am Stendhal tot, am așa un dulap întreg cu cărți din literatura franceză, dar nu aveam despre dragoste. O să vedeți ce m-a apucat cu despre dragoste. Deci, v-am spus că am multe caiete. De prin 1000, uite, acesta este un caiet din 1970. 1970, uite, că am scris aici, să nu credeți că este minciunie așa. Am avut și un motto din Camil, auzi ce scrisese meu în... Oricum n-am decât un singur gând să mă port așa ca și cum de mine ar depinde totul. Frumoasă chestia lui Camil Petrescu. Între timp am mai potolit. În 70 eram în anul 4, student la filozofie. Și am citit mult și am scris cum semnam aici. O parte din aceste, multe din aceste gânduri le-am trimis la bătut, sunt în varianta electronică și când m-am apucat eu așa să ia zic să le trec în volumurile mele de gândurile lui Cristoiu, am descoperit aici această însemnare, deci scrisă cu mâna. Stendhal despre dragoste București pe Leud anul 63 și 68. Am greșit, mă rog. Da. La vremea respectivă nu era o cerizare, vedeți, și am scris cu mâna mea. Am citat din... ia uitați ce scris naiv aveam, da? Iasă. Un citat, aici scrisesem și pe asta când am dat la bătut, aici scrisesem eu. Era, mă apucase nebunia să scriu un eseu, pe care evident că nu l-am terminat niciodată, Jurnalul unei obsesii, Camil Petrescu, v-am spus că putea fi chiar interesant un personaj care și se autoanaliza și în același timp, în stilul Camil Petrescu, și citea despre Camil Petrescu. Și sigur că atunci am citit tot ce ținea de opera lui Camil Petrescu. Student fiind, în stilul meu, dar de aia nu am terminat. Am citit toată literatura subiectivă, adică Proust, Faulkner, nu știu, dau un exemplu, Abatele Prévost, Ulise. În același timp am citit tot ce era legat de tot ce influențase pe Camil Petrescu pentru literatura. Husserl, Fenomenologia Spiritului, Bergson, despre timp și despre memorie. Și normal că am citit Stendhal, fondatorul literaturii subiective. Am descoperit însă că citatele din Stendhal nu le aveam bătute, nu știu de ce. Și am văzut că nu am romanul, l-am comandat despre dragoste. Acum o să spun, mă, ce m-a apucat pe mine? Haideți să vă spun foarte ca o picătură de istorie. Vă spun de ce am cumpărat această carte ca să și o cerizez. Stendhal nu era un scriitor afirmat, așa și a fost în Italia, așa și după căderea lui Napoleon, el se numea Henry Bale, și aici a cunoscut-o pe o tânără, o femeie, Matilda Visconti, soția generalului polonez Dembowski, iubita poetului și patriotul italian Ugo Foscolo, da? S-a îndrăgostit de ea, că Stendhal nu arăta el chiar așa de... Mă rog,
Și sigur că pe aia, era și măritată și avea și amant. Îi mai trebuia încă unul, da. Geniul lui Stendhal a fost faptul că el și-a notat, s-a autoanalizat toate, cum să zic, toate suferințele lui, tot s-a autoanalizat prin tot ceea ce a trecut el. Și în 1822, sigur că a scris o carte aceasta despre dragoste, deci el a zis, bă, dacă tot nu mi-a ținut, hai să fac o afacere. N-a făcut nicio afacere, pentru că aici, dacă vreți să vă povestesc, aici te strigi de râs, dacă a publicat din cartea asta, iată că m-a stricat, după ce a publicat-o, e foarte interesant asta, așa că amuzant, da? Zice așa, într-o prefață. Între 1822, când a publicat el, așa, și 1833, nu s-au găsit decât 17 cititori. Aole. Nu, n-a avut niciun succes, da? Abia dacă după vreo 20 de ani de existență, eseul despre dragoste a fost înțeles de vreo 100 de curioși. Și că editorul, când a scos cartea, e bună replică, i-a zis, s-ar putea zice că e sfințită, că și nimeni nu se atinge de ea. Bun. Deci, dar el a făcut însemnările astea cam peste, adică seara nota și azi am cu tare. În această carte, care este fundamentală și pe care eu am cumpărat-o nu pentru că sunt îndrăgostit la 75 de ani, este cea mai bună analiză din lume a din istoria literaturii și a psihologiei a îndrăgostirii. Pentru aceasta, Stendhal folosește un termen, cristalizare. Hai să vă spun ce este cristalizare. Să citim de aici, dar nu. Dacă vreți, citeți și din carte aici, da? Așa, dar ia să vedem, cristalizare, da? 248, da? 48, 48, da? Zice așa. Nu, 42, da. Așa, e foarte interesant acest termen și aproape că îl știu pe de rost, da? Că chiar că știam de la început, da? Zice, unde ești, mă? Unde ești, mă? Așa. Citez. La minele de sare din Salzburg, ăsta este un citat pe care la vremea aia l-am scris de mână aici. Se aruncă în adâncurile părăsite ale minii o creangă de copac desfrunzită de iarnă, după 2 sau 3 luni creangă e scoasă, acoperită în întregime de cristale strălucitoare. Cele mai mici crenguțe, cele subțiri cât laba unui pisigoi, sunt împodobite cu nenumărate diamante mobile și orbitoare și nu mai poți recunoaște creanga primitivă. Ceea ce numesc eu cristalizare este operația spiritului care descoperă din tot ce îi se înfățișează noi perfecțiunile ale ființei iubite. Asta este definiția fundamentală a iubirii. Mă rog, nu are, și eu am trecut prin asta. Adică, te îndrăgostești, da? Și e o femeie, nu știu, aia din jur, zice, păi, cum a văzut la ea? Și tu, ca și ea e o creangă și o vezi, ea atribui toate alea. Dau un exemplu, în Ștefan Gheorghe, în Ultima noapte de dragoste, mai țineți minte, Ștefan Gheorghidiu, filozof, intelectual, se îndrăgostește de aia, de pe ăla, care, mă rog, era student. De ce se îndrăgostește? Că el le atribuia ei niște chestii, preocupări intelectuale, ea n-avea niciuna. Dar cel mai tare este în Patul lui Procus. Patul lui Procus are ca personaj la Dima, mare jurnalist, se temea toată lumea de el cu tare. Și el se amorizește de una, Emilia, o știți în roman, da, prostituată din aia, de 2 lei, da? Și el vede în Emilia asta, fata cinstită, cum să zic, adică, de ce? E foarte interesant. Deci noi, în procesul de cristalizare, așa, noi atribuim unei persoane, bărbații, dar și femeile, niște trăsături
structuri care sunt expresia dorinței noastre. Hai să vă dau un exemplu, da? Deci, citez de la mine. Actele de nebunie repetate, prin care un îndrăgostit vede toate perfecțiunile în femeia pe care începe să o iubească, noi între noi le-am numit totdeauna cristalizare, da? Prin cristalizare înțeleg o anumită febră a imaginației care face de nerecunoscut o ființă cel mai adesea, destul de obișnuită și o transformă una deosebită. Popular e aia, zice, păi ce-a văzut mă la ea? Adică, de fapt, îi atribui persoanei respective, este o chestie extraordinară cum povestește la un moment dat, să vă povestesc aici. Așa, deci, dă un exemplu, el, da, 51, oh, 51, ca să înțelegeți cum este, da, cristalizarea, 51, 51, așa, zice așa, cristalizare, așa. Zice, Alberic, dă un exemplu, întâlnește într-o lojă o femeie mai frumoasă decât amanta lui, rog să mi se dea așa, adică ale cărei trăsături făgăduiesc trei unități de fericire în loc de două. Să ne mirăm oare că el preferă trăsăturile amantei sale care îi făgăduiesc 100 de unități de fericire? Chiar micile defecte. Deci el vede una frumoasă, da. El e îndrăgostit de o femeie. Și zice, chiar micile defecte ale chipului ei, o ciupitură de vărsat de pildă, îl înduioșează pe bărbatul care iubește și stârnește o reverie profundă când le zărește la o altă femeie, dar când le zărește la iubita lui. Pentru că a încercat mic de sentimente în fața acestei ciupituri de vărsat, pentru că sentimentele acestea sunt în majoritatea lor nespus de plăcute, pentru că sunt toate nespus de interesante și pentru că oricare ar fi ele se reînnoiesc cu o tărie de necrezut la vederea acestui semn, chiar când ele se pe chip. De ce spune? Că e de jur, zic, prieteni, bă, care mă niște ciupituri, bă, el pentru aia o iubește, da. Sigur că după ce îți trece, zici, bă, dar cu dracu, mă, de m-am îndrăgostit eu de asta, că e o, nu știu, o banală. O să spune, bă, ce, de ce m-am gândit eu să mă apreg la... Că, repet, e greu de presupus că voi trece printr-o cristalizare. De ce? Despre dragoste, această analiză a lui Stendhal e valabilă și pentru relația dintre electorat și un om politic. Da? Hai vă dau un exemplu. Deci noi am avut în 2014 unul numit Klaus Iohannis, da? Creangă, uscat, vedem cum e acum, lem tănase, da? Cu toate acestea, el a stârnit atâtea pasiuni de la persoanele, femeile amorezate de el, fane, jurnaliști, intelectuali. Dar de ce? Pentru că îi puneau pe seama lui ca la auto, ca la cristalizare. El era o creangă, un băț, da? Puneau pe seama acestui băț tot ce își dorea poporul la vremea... Tot ce dorea poporul la vremea respectivă. Adică e să vină un neam să facă ordine, să vină unul să lupte împotriva corupției, da? Deci poporul își dorea un neamț, un om adept al lucrului bine făcut și i-a atribuit lui. El nu ne-a promis, culmea este că el nici măcar nu ne-a zis nimic, da? Și atunci a avut loc cristalizarea. Acum cine știe ce dracu vom când la toamnă, când vom alege președintele, o să ne trezim cu o isterie din asta în care iar poporul român va atribui unui lem tănase, unei crengi, unei crenguțe, ca la cristalizare, toate dorințele. Bă, ăsta gata, dacă vine, face așa și așa. Și iată ce se întâmplă acum. Cei care și cele care în 2014 vedeau în Klaus Iohannis crenguța aia, cum e, aia cu, din mina de sare, și bă, nu-i nimic, mă, o creangă. Asta este. Deci putem vorbi că în democrație
poporul trece din când în când printr-un proces de cristalizare, adică atribuie unei persoane niște calități pe care poporul le-ar vrea, dar care el nu le are. Pe cum ne dăm seama? Bine, au fost și unii dintre noi care în 2014 au zis, bă, e creangă, e lemn, nu se poate, domnule, este frumos, iată ce ne propune. Bun. De-aia am luat asta, să dau citate. Așa, tot astăzi au ilustrat așa. Deci am cumpărat pe vremuri și am citit când am scris despre asediul Constantinopolului această carte, da? E a unui turc, Le Roman du Conquérant. Este vorba despre Mehmed al II-lea. Am citit-o atunci, am fișat-o și acum am zis, când pregătesc la picătura de istorie, să stilizez cartea despre Justinian, omul de care a depins Constantinopolul, am răcit, m-am să zic, păi, și ca să vedem ce înseamnă, la prima lectură eu n-am sesizat un lucru. Bă, la prima lectură am deschis cartea, bă, da, idiot eram. Și anume că Marcel Proust a scris despre Mehmet al II-lea. Bă, Marcel Proust a scris pe... Și era aici, uite-l, vedeți? În căutarea timpului pierdut. Și ia să vedem. Și Swan își simțea aproape de inima sa pe acest Mahomed al II-lea pe care el, căruia îi iubea portretul făcut de Bellini și care, simțind că a devenit amoros, a îndrăzneț, nebunește de o femeie, cum s-a spintecat-o, spune naiv biograful său venețian, pentru a-și regăsi libertatea de spirit. Picătură de istorie. Mehmed este la prima, el a fost a mai fost sultan înainte de moartea tatălui. Și la un moment dat, nu știu, s-a îndrăgostit de una, avea boala femeilor subțiri. Taxul i-a dat o turcoaică care era înnebunea pe toți turcii, numai că Mehmet avea boala femeilor subțiri. Taxul i-a dat una, așa. Mă rog, care plăcea foarte mult turcilor și lui Taxul, lui Murad, pentru că el săracul Mehmet îi plăcea, de nici nu i-a dat nicio atenție. Nu știu, nici nu i-a făcut copil după ce a ajuns sultan, nu știu, a murit aia acolo, uitată. Dar nu asta, că Bayezid era al unei concubine. Și există o poveste care este dată de toți cercetătorii lui și la asta face referire Proust. S-a îndrăgostit de, nu știu, crecoaică, tânără, frumoasă, foc, da? Și nu mai ieșea de acolo, din palat, și pienicierii care erau și, sigur, alimentați de Halil, de vizir, de vizirul, așa, care era un fel de Ion Gheorghe Maurer pentru Ceaușescu tânăr, au făcut gălăgie și au ieșit acolo și la poartă. Și el a ieșit de acolo cu ea și a zis, bă, o vedeți? Da. A dezbrăcat-o și i-a retezat gâtul. Și a zis, bă, fiți atenți aici, aici era vorba. La ea, a speriat, bă, eu nu depind mă de femei. Și a câștigat pe ei. Dar la asta se referă. Bun, hai să trecem. V-am dat picătură de istorie. Cum e? Deci, încă o dată. În 2014, poporul român a trecut prin procesul numit cristalizare, despre proces pe care Stendhal îl atribuie îndrăgostiților. Problema este astăzi, problema de azi este la anul acesta, de cine dracului se va mai îndrăgosti poporul român un lemn tănase căruia îi va atribui atenția la cristalizare. Deci, încă o dată, în minele de la Salzburg, de Sarii, dacă arunci o creangă, zice el, Stendhal se împodobește cu sare și nu mai e creangă, așa e frumoasă, sclipitoare, el se povestește. Așa a fost și Iohannis, așa va fi și următorul. Pe o creangă, un bolovan. Și deodată noi, poporul român,
îi vom atribui niște trăsături pe care le-am vrea noi de la conducători și ne tramurezăm de el. Și la vreun an zicem, aoleu, ca și la o iubită. Bă, dar cum de m-am putut eu amoreza de Claus Iohannis? Da, bun. Deci să ajungem la principalul eveniment, stimați telespectatori, despre care discută toate televiziunile și anume eșecul cu maserii. După ce, nu știu când a fost, la întâlnirea de 4 ore pe care n-am înțeles-o eu la guvern, despre comasare, n-a ieșit nimic, da? Bun. Expresia faptului că nu există, că după părerea mea s-a renunțat, este o declarație a premierului Marcel Ciolacu. Ia să vedem, da? Comasarea, domnule prim-ministru. În primul rând, avem o legislație. Nu a fost o discuție, am văzut tot felul de discuții, că vrea PSD-ul să dea președintele, vrea PNL-ul, vă spun că nu au fost aceste discuții. Sunt lucruri bune pentru democrație și aici sunt ferm convins că domnul președinte o să mă susțină. Ce înseamnă totuși esența democrației? Este o prezență cât mai mare la vot. În cazul unei comasări știm cu toții că la alegerile europarlamentare de obicei prezența e foarte scăzută dacă nu inventăm un referendum pentru penal pe care pe urmă îi punem pe liste. Mai are comasare vreo șansă? Și atunci s-a venit cu această idee că ar fi chiar mai democratic. Alți colegi din opoziție au zis, domne, nu-i democratic, că de fapt direcționați un vot. Am văzut că și în alte state europene se face această comasare. Am văzut că Austria a anunțat și acum a anunțat că nu ar fi așa democratic să le facă. Deci este evident că fiecare are specificul lui și părerile lui. Dacă mă lăsați, vă și răspund. Veți mai vorbi cu domnul Ciucă pe tema comasării sau s-a încheiat subiectul? Într-o coaliție vorbim mereu. Am înțeles că o să încercăm. Știți foarte bine că eu am următoarele zile am o ședință G2G în Italia cu doamna prim-ministru Meloni și a rămas că când mă întorc o să mai stăm de vorbă vineri pe acest subiect să vedem tehnic cum se face. Vor fi și aici, și aici am vrut și părerea domnilor primari și am stat cu dânsii de vorbă. Tehnic, cum sunt? Sunt două birouri, e un birou comun, vrem părerea STS-ului. Deci, nu e un lucru în care ne aruncăm cu capul înainte, luăm o decizie și, pe urmă, vedem că tehnic nu o putem pune în aplicare. Tocmai v-am explicat mai devreme că nu a fost o astfel de solicitare. Ar fi, cred că și domnul Ciucă, dacă mi-ar cere mie să renunțe PSD-ul la candidat, și eu dacă i-aș cere domnului Ciucă, ne-am jigni unul pe altul. Și cred că, după cum ați văzut, nu avem această inclinație de a ne înjigni. O declarație făcută astăzi, da? Bun. În esență, Marcel Ciolacu spune că se va respecta calendarul electoral. Dar cel mai bun semn că s-a renunțat, deși ei se mai întâlnesc vineri, este faptul că amândouă partidele au primit mesaje. V-am spus că politici, membrii ăștia, liderii PNL și PSD, înainte de a se duce la o emisiune, primesc niște mesaje. Au ei acolo fiecare o comisie, o consiliu, o direcție de președinte. Dacă mergeți în seara asta la televiziune, da, veți susține. Și mesajul și PNL și PSD era, noi nu am vrut niciodată comasarea, zic cei de la PNL, a vrut PSD. Cei de la PSD, ce noi n-am vrut niciodată. Deci este clar. Bun. De ce a eșuat, zic eu? Păi hai să facem o analiză rece. Din punct de vedere oficial, a ieșuat pentru că Ciolacu a zis că el e de acord cu comasarea vocalilor cu europarlamentare care l-ar salva pe Ciucă și PNL,
dar cu condiția ca PNL să decidă acum că la prezidențiale îl vor vota pe Marcel Ciolacu. Eu când am auzit asta, am zis, bă, eu n-am mai pomenit în istoria post-decembristă și în istoria democrației o asemenea propunere nerușinată. Nu, o propunere făcută ca să fie respinsă. Bun, deci încă o dată. Noi avem un partid numit PNL, da? Bun. Care este rodul unei concubinaj între PDL, mai țineți minte, și PNL, deci s-au unit astea prin 2014, două partide și s-au unit ca să facă un partid mai puternic și a făcut un partid mai de rahat, dar nu contează. Bun, imaginați-vă că acest partid PNL, care zice că e al doilea partid al țării, anunță de pe acum, bă, noi nu mai avem candidat la prezidențiale, noi îl facem pe Ciolacu de la PSD. Păi dacă s-ar anunța acest lucru, din PNL nu va mai rămâne niciun activist, că toți se vor duce. Dumnezeu, și eu m-aș duce, adică îi spun, băi, stai puțin. Păi și atunci noi de ce mai suntem ca partid? Și deci ar pierde europarlamentarele, localele parlamentare. Nu există așa ceva. Cu atât mai mult cu cât toate prezidențialele pe care le știu eu din 90, mă rog, cu excepția celui din mai 90, toate partidulețele își pun un candidat. De regulă șeful partidului. De ce? Pentru că până la turul întâi se discută și de partidul care nu pune candidat, nu se discută despre el, da? De asta m-am amuzat când a anunțat Puri că el va fi candidatul AUL și o neagea ăștia au mușcat. Cum? Dacă va fi candidat, va fi Simion, șeful de partid. N-ai cum. Bun, adică, dintr-un punct de vedere, dacă aș fi șef de partid, pun pe altcineva. Doamne ferește, nu știu. Mă pun pe mine, că eu sunt șef de partid. Bun. Deci, și se cere asta PNL-ului. Unu, îl cer de pe acum. Asta poți să decizi, nu știu, prin septembrie, aproape de octombrie, prezidențiale, dar nu de pe acum. Da. Sigur că PNL-ul n-a vrut. Numai dacă ați observat că PNL-ul, fiind un partid cu nasul în fundul PSD, el, v-am zis, el este creierul penelist, este acestui partid, este drogat de pârțurile pe care le dă PSD. Nu glumesc. El e drogat. Și sigur că avea interesul să comaseze localele cu parlamentare. Dacă ești un partid cu mintea limpede și nu ești un partid cu fundul în nasul ăluilalt, cu nasul în fundul ăluilalt, cum să zic, zice în felul următor, da mă, noi vrem comasare, dar nu, cum să zic, am vrea, nu se poate. Nu, erau nebunii, să comasăm, cum se mă. La asta s-a prins unul Ciolacu și a zis, aha, vreți comasare? Ei, lasă că vă joc. Și atunci Ciolacu i-a jucat dublu. Pe de o parte, a creat impresia publică, ceea ce e și adevărat, că PNL e atât de disperat încât e în stare, vrea să comaseze, ori pentru un partid este catastrofal. Un partid trebuie să dea imaginea de forțos, nu trebuie să dea imaginea, auleu, stăm prost, hai să facem noi un aranjament. Doi, cine va face aranjamente, nu va respecta calendarul electoral, se va trezi cu una peste bot din partea poporului român, care imaginea că s-ar comasa. Ce ar zice România? Bă, dă nici măcar alegeri cum vrem noi, pentru că felul în care s-a pus problema cu masări era în genul următor. Aceste alegeri, dar în acestea le putem considera ca un fel de campionat, cum e la al ligii. Ăsta e campionat european, da? Să zicem, da? Nu știu, alea ale sunt echipele principale, mai țin, nu știu cum se numește. Bun. Imaginați-vă că mărimea terenului și
la acest campionat participă și Manchester City, că țin minte de la Manchester, nu știu, și, nu știu, Shakhtar Donetsk, nu mai țin minte, da? Normal este că, fiind vorba de un campionat la care participă mai mult de două, primele două nu pot să îi impună celorlalte un teren cum vor ele, un arbitru cum vor ele, da? Așa și din coace. Deci, totuși, la alegerile de anul acesta participă PSD, PNL, USR, PMP, AUR, nu știu, Partidul Ușoșoacă și alte partide, da? Nu poți să vii tu că noi suntem PSD și PNL și zice, bă, gata, nu, noi hotărâm, terenul are, poarta nu are mărimea, nu, și lovitura de la 11 metri nu va fi de la 11 metri, va fi de la 3 metri. Bă, stai puțin, că nouă ne convine așa că avem noi tip care trag prost la 11 metri. Așa și aici, da, adică mai, unde în ăla și zice Steaua, FCSB, care e pe primul loc, sau CFR Cluj, zice, bă, uite ce se întâmplă. La campionatul următor, noi, poarta, lovitura numai de la 11 metri, e de la 3 metri. De ce? Că noi nu avem oameni care să tragă de la 11 metri. Nu nimeresc poarta. Așa era și PNL. Zice, bă, noi avem o problemă. Dacă nu sunt comasate cu locale, noi pierdem europarlamentare. Păi și dacă pierdeți, treaba voastră. N-aveți decât peneliști să vă ambalați acum să le câștigați. Bun. Problema este că de la început, după părerea mea, Marcel Ciolacu n-a vrut. Și vă spun și de ce. Dacă se aprobă comasarea, cel care răspunde de balamucul creat de această comasare este guvernul. În 1996, am mai spus în seara asta, PSD a pierdut parlamentarele și pentru că la locale a fost un balamuc, un loc, nu știu, a fost, era de regulă, dar imaginea dată de televiziune la vremea respectivă a fost de balamuc, se le-a organizat cu o smâncă. Țin minte că am scris și eu, am vreo trei editoriale pe evenimentul zi. E, imaginați-vă că o comasare a localelor cu europarlamentarele presupune modificarea vreo patru legi, presupune o ținere în mână, o administrare. E, imaginați-vă că va fi un balamuc, că locale cu băbuța care a venit să voteze primarul, da? De să voteze și la europarlamentare, da? Și atunci toate astea se vor sparge în capul PSD-ului, care e la guvern, el conduce. A doua chestiune, Partidul Social Democrat nu are niciun interes să fie comasare dintr-un simplu motiv. Primarii PSD, dar și ai PNL, primarii în exercițiu, nu au știut anul trecut că se vor comasa și că vor fi în iunie. Știu că, că va fi în septembrie. Și atunci, toți primarii în exercițiu și-au lăsat bani pentru ca în vara asta, de cum dă colțul ierbe, din aprilie până în septembrie, să facă, știți cum e, să înceapă drumul, poduri, că așa fac ei, da? Păi dacă are loc pe 9 iunie primare, nu mai am când să facă. Lasă la o parte faptul că ar trebui să-i lăsăm până în septembrie să facă ceva, că aia era singura șansa noastră ca legători, că veneau alegerile și vedeai imediat, mai țineți minte, ultimele două, trei luni, mai ales că e vară, și deschideau drumul, închideau drumul. Acum, dacă e pe 9 iunie și dacă e pe 9 iunie, nu mai are când să facă, da. Deci asta a fost. Și atunci a venit Marcel Ciolacu și a zis, da mă, noi suntem de acord. Da, zice eu că bravo, Marcelică, domn Marcel, da? Bă, dar să știți că noi vrem la schimb să mă votați pe mine. Băi, oameni buni, imaginați-vă că vine unul în vizită acasă, da? Și unul mare, nu știu, o vedetă și soțul și soția, bă, sunt admiratori, ai vedete, vină la noi să bem o cafea cu tare, să facem poze cu tare, da? Și el zice, vedeta, bă, eu vin, dar mi-o dai și pe nevastă ta, să-i trag ceva.
Păi cum vă zice, bă, stai prin... Nu, mai și atunci nu, nu. Vedeta nu vrea să vină. Și atunci spune, băi, eu vin dacă, nu știu, când vine nevasta face striptease. Și atunci nu se poate, nu se poate. Adică așa și din coace. Cum să ceri PNL-ului să n-aibă candidat președintele partidului să zică de pe acum gata, noi îl votăm pe Ciolacu. Da. Apropo de alegeri, s-a declanșat azi o polemică între așa. Uite aici ce scrie. Daniel Zanfir, senator PSD. După ce au așa, zice să ne înfruntăm în alegeri. Da. Deci, din câte știți, Mircea Joan a pornit o campanie electorală și a făcut și staff electoral. Invitat la un dialog la o televiziune, domnia sa a declarat că Marcel Ciolacu i-a propus să candideze la președinția României susținut de PSD. Ia zi-mi ce a zis. PSD. E clar că se gândesc la dumneavoastră. Se întâmplă ceva cu ei. Se întâmplă ceva cu ei. Și evident că aud și eu și privesc și eu aceste declarații. E anumită nervozitate, poate chiar un început de iritare. Și pentru că toți suntem aici la tine, e o vorbă românească. De ce ți-e frică, nu scapi. Și apropo de cine dă telefon cui? Și am avut discuții cu ei. Au venit la mine în birou. Despre candidatură? Da. De curând? Când? Nu. Ceva timp în urmă. Acum o jumătate de an, acum o lună? Acum ceva timp în urmă, în care dânșii au venit la mine să-mi propună să candidez independent susținut de PSD. De ce? Da. Marcel Ciolacu a reacționat la aceasta luându-l peste picior pe Mircea Joană și sugerând că mintează în ce a zis. Cerut-mi Mircea Joană să candideze din partea Partidului Social Democrat. După ce am cerut domnul Mircea Joană, am plecat și am sunat-o pe doamna Șoșoacă și i-am propus să fie premier. Domnul Mircea Joană a făcut afirmația că dumneavoastră și domnul Mihai Tudose i-ați făcut o vizită și ați propus să candideze independent. Împreună sau? Împreună. Doamnă, eu nu o să propun, eu sunt președintele Partidului Social Democrat. Nu știu dacă voi fi candidat sau nu la funcția de președinte. În acest moment vă spun cu toată sinceritatea că nici măcar nu m-am gândit să fiu candidat. Ce vă pot spune cu certitudine, cu inimă de PSD-ist de această dată, de membru fondator de 30 de ani, niciodată PSD-ul și eu personal, nu am să propun, nici nu o să-mi treacă prin cap să susțin un independent din partea PSD-ului. Stimați telespectatori, m-au întrebat mult, nu ați văzut cine din ei minte? Nu minte niciunul. În primul rând, că nu-l văd pe Mircea Joană mințind. Are multe slăbiciuni, dar nu le are pe ăsta. Lucrurile cred că s-au întâmplat așa. Și s-ar putea ca Mircea Joană chiar să aibă dovezi. Înainte de a ajunge Marcel Ciolacu prim-ministru, când se tosta, Marcel Ciolacu a zis, bă, n-avem nicio șansă să câștigăm prezidențial. Și atunci a zis, bă, hai să candideze, a auzit că Mircea Joana, hai să candideze independent, pentru că în turul 2 se mobilizează antipesedismul din România. Din 92 știu asta, antipesedism. În România există o stare de spirit numită anti-PSD. O să spuneți pe ce se bățează. Păi nimic. E anti-PSD. E la modă, nu știu de ce. De ce sunt anti-PSD? Multe pot să vorbesc o noapte întreagă. Pentru că PSD-ul a fost la început un partid puternic care a dominat România din 90 până acum, care a câștigat alegeri. Și poporul român e cu ăla prost, cu prosteleaci. Bă, săraci, țărăniși, mai de 90... Bă, de ce nu se... Adică poporul român este un popor de telenovelă. Și nu mă, noi cu ăștia, nu. Noi votăm cu ăștia mici, puțin felice. Bun. Doi, PSD-ul de pe vremea FSN-ului a avut imaginea asta, partid, celelalte partide, țărăniștii, liberale, sunt pro-europene, au
chiloții călcanți, au cravată. Ăștia de la PSD sunt niște țărănoi. E și o, este și o chestie tipică românilor asta de, cum să zic, de popor provincial, adică a venit de la Paris, vedeți, Clotilde Armand, când a candidat ea, întrebam pe unii, bă, și cine-i mă Clotilde Armand? Păi, franțuzoaică. Și mă, dacă e franțuzoaică, are călcâile de aur, ca să nu zic că... E tot o femeie. Și în Franța ce a fost, mă? Păi, a fost bucătăreasă, nu știu, gospodină. Da, mă, dar e din Franță. Băi, oameni buni, băi, oameni buni, din faptul că ești francez nu înseamnă că, dacă ești franțuzaică, nu înseamnă că ai sânii mai frumos decât o româncă, prin faptul că ești franțuzaică. Poți să iei mai frumos sau mai urâți. Și o româncă poate să aibă sân mai bun ca o franțuzaică sau, nu știu, să fie la amor mai bună. Nu știu, este o prostie. Asta, bă, a venit Fritz. Cine, mă, Fritz? Băi, neam. Dacă neam ce a venit Claus Iohannis, mai ține minte, în 2014. Băi, dar de ce votați pe Claus? Băi, neam. Dacă neam ce, mă? Poți fi prost? Nu. De asta este popor din ăsta de, cum să zic, de coana Chirița. Vine de la Paris, a venit Clotilde Armand de la Paris. Păi, dar ce e, mă? A fost primarul Parisului? Nu, mă, a fost, dar vine de la Paris. Nu se poate să nu fie mai bună decât un român. Nu poate să fie mai bună. Vine la Paris ce? Ambasadoare americană. Ah, este o ambasadoare, o cucuniță care a fost trimisă aici, da? Ca de Biden, numai e aici. Și se întoarce și, nu știu, pe acolo, nu știu, șterge nepoții la fund, habar n-am. O femeie, o persoană. Din faptul că e ambasadoare americană, nu înseamnă că e mai deșteaptă decât o româncă, care e cameristă. Poate să fie deșteaptă, poate să fie proastă, poate să fie urâtă. Aici e o chestiune cum te-a făcut Dumnezeu, da? Deci, așa. Și, dar, între timp, domnul Ciolacu a ajuns premier. Ajungând premier, s-au vârât în, au început în jurul lui șmecherea, da? Bă, trebuie să candidați neapărat. Așa. Și domnul Ciolacu a zis, bă, candidez eu. În acel moment a devenit, Joan a început să-l deranjeze. Deci atunci ar fi vrut, dar acum când vrea să candideze el, și o ciudățenie. Marcel Ciolacu la din ăsta, nu înțeleg, de la început el a fost anti-Joană. Pot să presupun, conspiraționist cum sunt eu, că de fapt ca să câștige Joană în turul al doilea, el are nevoie de să treacă drept, că nu e om al PSD-ului. Dar repet, stimați PSD-și, nu câștigați în turul 2 în veci. De ce? Pentru că, repet, în turul 2, din câte știu eu, cu excepția anului 2000, dar nu să se poată repeta șmecheria aia, vine anti-PSD-ismul. Repet, putem scoate o carte. Nu are, este ceva irațional, da? Îmi povestea un mare om de afaceri, nu-i mai spun acum, care când 2004, el care era PSD-ist din tată în fiu, fiul său, copiii lui au votat pe Traian Băsescu. Bună, dar de ce dracu, mă? Zice, ei nu li se pare lor că PSD-ul miroase a brânză, a zăr. Păi și Traianu. Asta este. E așa o chestie din ăsta de... Așa sunt românii. Este din a... Dar nu, e bun, dar e dar nu. Nu, trebuie să fie din a... Scrie la Mont. Zic că scrie la Mont ce? Bă, el lucrează la CNN. Amărâții ăștia, sau cum, a lui Voiculescu. Și de ce să pun Antena 3 CNN? Să treacă CNN acolo unde vizează Antena 3. De ce? Prin ce sunt eu mai bun că trec acolo CNN? De a deveni gâdea mai bun? Nu, e la fel, aceeași tip, dar cu se amată cu CNN, da. Bun. Apropo de asta, să vă dau în final
o discuție dintre Vasile Dâncu și Ionuț Cristache, senzațională, la emisiunea lui de duminica trecută, unde domnul Vasile Dâncu recunoaște că PSD, în schimbul sprijinului mediatic dat de trustul lui Voiculescu, va duce la europarlamentare și la parlamentare un număr de atârnători de la PPPSL, ba chiar și de la Antena. Ia zi ce a zis, da? Ziceți-mi și o doamnă de pe lista asta, că am vorbit mai de domn. În afară de doamna Grapini, care nu e a dumneavoastră, e n-am discutat de la vecină. N-am discutat despre asta deloc la partid. Niciodată n-am discutat, decât așa fragmentar discutând cu unele organizații. Eu am mai auzit de niște nume. Lavinia și Andru e? Nu știu, nu pot să confirm nicio... Sabina Iosubie? Nu pot să confirm niciun fel sunt de... Sunt nume vehiculate la partid? N-am auzit niciunul din numele astea vehiculate la partid. Dar în presă le-ați văzut? În presă cred că am văzut. E presarea? Nu era. Presa încearcă să le impună anumite teme. Aha. Și noi ne prefacem că ascultăm și facem cum știm noi. Interesant nuanță, da. Și pe mai departe, negocierea cu PNL, ca să închidem subiectul ăsta, trebuie să țină cont și de satelitul ăsta, nu? Probabil că vor ține cont. Nu cred că există cineva care să se opună unei asemenea frumoase colaborări care datează de multă vreme. Ok. Dar de ce? Dar de ce să nu se opună? Adică e așa la pachet tot timpul? Așa s-a nimerit. Așa e viața. Așa e viața. E nevoie de mass media peste tot și ca să te poți exprima, ai nevoie de mass media. Păi uitați mass media. E sigur că politicienii se folosesc de orice mijloc de mass media care le este... A, deci asta e trocul. Suport versus... Nu pot să spun lucruri atât de evidente încât să pară ridicole. Vorbim despre relația cu un partid. Bun, ați înțeles? Dom'le, de când știu, din 1992 sau 90, Dan Voiculescu s-a considerat mare șef de partid. N-a făcut nimic. Niciodată partidele conduse de el nu au obținut nimic la alegeri. Dar el a făcut o șmecherie, da? Și a făcut un trus de presă cu niște tipi care ascultă acolo, nu discută acolo, când a sunat mortarul, nu știu cum să zic, ăla, șoferul lui Dan Voiculescu și a zis ceva, gata, toți ei au poziții de drept, da? Și atunci a folosit și folosește trustul lui de presă, pentru că, repet, a și găsit jurnaliști, ca să își vâre în Parlament tot felul, în Parlament și în Parlament, tot felul de atârnători, da? Deci partidele făcute de el, inclusiv ăsta PPPSL, dacă îl participă la alegeri, ia 0,2%. Numai că el întotdeauna se combină cu PSD în schimbul trustului și zice ce zic Dâncu. Bă, Ciolacul zice, bă, ne cultivați pe noi și noi vă dăm niște locuri. Și uite așa avem politicianul Dan Voiculescu. Mulțumesc, la revedere!